Dragii mei iubiți privitori ai acestor canale, că am mai multe, după cum bine vedeți, în ținută de vară, că-i vară, că suntem în Spania, în spate, în fundal, palmieri. Unde mai găsești palmieri în România? După cum observați, în Spania se construiește cu macaraua, da? Sunt palmieri construiți cu macaraua. Dar noi suntem la restaurante, dar ce-s mai multe? Numai unul. Unul și bun. Restaurante, asta e în spaniolă, da? A. Restaurante, restaurant pentru Maramureș, pentru români. E acolo ce e o mocă? Sănătate, să trăiți, numai bine. Bă, mă știe lumea peste tot. Doamne ajută. Ce ai acolo, dacă asta nu... E mocănița de pe Vasăr. De pe Vasăr. De pe Vasăr. Tu ești de acolo? De acolo, de la Vișeu, de unde pleacă trenul. Da, mă, dar și acolo tăiați pădurea. Uite-te că e o ciotă de lemn. Ce faceți? De-aia bă, aceea o rupt-o vântul. Amul mi-am dat și eu seama. Onuț Pop. Ioan Pop, de fapt, nu? Onuț, dar... Băi, da, amul, mână, bine nu că ne-ai arătat sănătatea. Da. Patronul acestui restaurant. Ți-ai păstrat, după câți ani de pribegie, ți-ai păstrat accentul și graiul moroșenesc? Păi e după Revoluție. E după Revoluție? Dar eu niciodată n-am uitat de unde am plecat. Pot să vorbesc oricum. Orică, mă, dacă-s din Oltenia, vorbesc ca ei. Dacă-s din altă zonă, vorbesc ca ei. Dacă-s de la mine, cum să nu... Cum uiți unde ai crescut? Unii mai uită. Aia de la putere, de obicei. A, de, a uitat de noi de mult. Am unde teamă să luptăm. Ne lași să intrăm? Da, puteți să intrați. Lume multă, lume bună, să trăiți. Aici ce dați? Aveți fructe proaspete, tătalu, da, văd. Bagă, îți apare așa, da, bagă bani. Cu cei? Cu dolar? Cu și, euro? Și euro, bagă de hârtie, că nu-i învățată numai cu de hârtie. Accepta biliete. Da. Doi de lăsă citerghii. Cum? Da, bilete. Și în spaniolă? Bietes. Biletes. Biletes. Joacă lumea aici pe păcănele. Joacă. Asta după sau înainte de masă? După ce beau. Eee, aici e bucătăria. Aici e de când aveai păr. Da. Și astea? Aveam corp atletic. Aici e ca să întingă ușa. Corp atletic, păr prins. Aici am crezut că ia găs pe aia de nu-ți plătesc. No. Asta cum îi zice la pâinea asta? Pan. Și asta o poți și tăia, așa-i? Cum vrei. Aici îți desfășori activitatea. Și aici le pui la spaniol, ce le pui? Hamon? Hamon, bacon. Bacon cum e? E prosciutto? E prosciutto, în românește, e prosciutto, da. Slănina ai? Slănina am de la Maramureș. De la Maramureș? De la Maramureș. Carne, horincă. Deci nu te dezici, cum ai zis tu, de locul unde ai plecat. Dar astea nu le pui la vânzare. Astea pentru uz intern. Pentru pretini. Ai pretini aici, în Spania? Puțin, dar buni. Și spaniol și român, nu? Da, mai mult spaniol. Mai mult spaniol. Că românii uită de unde pleacă. Bucătărie, da? Am unde pregătim pentru... Un ptit de botez. Pentru un ptit de botez și am fiert burta. Burta, ciorba de burtă, botez românesc. Ciorba de burtă, botez românesc, da. Mâncărul românesc. Mâncare românesc, avem aperitiv. Îi punem o friptură, jumătate de pui, jumătate de porc, ca așa le place lor, știi? 50-50. După ce avem găluște, știi ce-s găluștele? Găluștele, cred că sarmale. Că... Sarmale, dar la mine la Vișeu găluște, nu le zice. Și unde le zice pum? Zi-o pe aia cu pe lângă Baia Mare, nu ți-am povestit. Pretindeam eu sus la o nuntă pe lângă Baia Mare, știi? Și... No, el e la țigară afară, tot am povestit, și o zice la de la familie, de la nuntă, și o zice, hai lutru că să dau pumnii. Asta tot s-a mai prins altă țigară și nu mă dumă că și-a morbate. Tăsta el fumează, vede că nu mai iese nimeni afară, știi? Bă, când intră în lutru, tăi mâncau galuște. Și o zis la unul de acolo, ce nu mai te mași pe mine că s-au pus galuștele? Păi am zis că să dau pumnii. Bă, eu încă vreți să mă bateți, bă. Și cu banii dați și cu... și bătut. Cam câte ceasuri pe zi petreci aici? Păi de dimineață de la 7. Așa? Iau în Barabou. De dimineață de la 7 și până seara. Cum să mănânc aici? Adică vin la mic dejun, nu? Prima dată dimineața ce dimineața la 7 când deschid, eu la 7 fără 10 sunt aici. La 7 deja și vine lumea, la micul dejun. Beau cafeaua, mănânc un cornul, croissant-ul. Și la 11 vine iară la, cum ar venea o pauză de micul dejun, așa, știi? Deci asta dimineața vin înainte să intre la muncă. Asta să aibă energie. Să aibă energie și mai încerc câte o copă, zic eu, un paharel. Și mănâncă pe la 10, 10 jumate, pleacă și vin la 2 la masă. Fiecare are o oră. Și
și la 4 ori gătat serviciu. La gata, n-au gătat serviciu, am gătat eu, mă apuc să strâng. De... Ei mai lucră până seara la 7. Aici ce? Cureți, știi ce-i cureți eu? Da. Asta îl pun de sub, sub oale, la galuște, să nu se prindă. Acru. Da, acru. Mm. Tulmure sau? Eu. Am butoi și îl pun curetiul la murat. Serios? Păi de acum, ca la noi. Ai convins vreun spaniol să mănânce sarmale? Mănâncă de numa. Hmm? Mănâncă, le place de numa. Mici le plac. Mici? Oh, de. De când ai deschis restaurantul ăsta? Ăsta l-am de 7 ani. De 7 ani. Înainte am avut un bar. De... Ai fost și în Portugalia un pic. Da. Vă 9 ani. 9 ani. Care e mai frumoasă limbă? Portugheza, spaniola? Portugheza e ca țigănească la noi. Păi, dar fii atent să-ți dau un exemplu. Să-ți dau un exemplu. Pe țigănești și zici andeca, nu? Mă rog, da. Așa e și în portugheză. Hai încă, andeca. Da? Și atunci? Pe țigănești zice soqueres, mă. În portugheză? Soqueres, que queres. Que queres? Nu. Ai învățat? Câte limbi vorbești? Bine. Fără mâini. Nici românește. Te descurci. Mă descurc. Și aici ți-ai făcut un loc unde vin la mâncare și da, români și spanioli. Și tu practic nu ții după masa seara deschis, no, aici numai pentru servire. E un poligon. E numai firme, de ateliere mecanice. Ca un parc industrial. Da, așa. Da, ceva industrial. Și oamenii vin la masă. Vin la masă și știi cam pe câți la sută dintre clienții cu noi? Suntem vecini, că tătă zovi. Tu pe mine mă cunosc și dacă nu-i cunosc eu. Ai gură mare, așa? Un tic. Pe tine se poate supăra omul. Cred că. Dar să tiem. Ai zis că ai să cure, dacă e cazul, ai și să cure. Ți-o arăt? Ha, nu stai, că am auzit și tot lucru. Nu, no, ai curat să-mi zici că nu-ți place mâncarea. Stai jos să spun, padrone, cum se zice la șeful de local? Cum vrei. Buena, poftim banii, gracias. Nu, pe, suntem în turneu, că nu suntem în la jos, că să vezi. Arată, arată. E cu sânge de la ultimul. Pe cuvântul meu, așa dacă stai și din profil, parcă ești din aia, stăpânul inelelor, unul da, dintre... Da, acela cu barbă. Dai pe caiet aici? Nu. Nu dai pe cum nu, zice doamna Oana? Bine, femeia mai dă pe caiet. Femeia dă pe caiet. Doamna Oana să trăiască. Avem o șezătoare românească de la televiziunea Lira TV. Domnul Nicu, doamna Carmen din Turda, pe care o salutăm. Singurul expatriat e domnul Călin. Singur intelectual de la noi, domnul Călin. Doamna, și stăm doamna Carmen. Carmen, da. Unde să fac cele mai faine evenimente din Spania. Asta am vrut să zic și treceam și cu camera, dar bine că ai deschis subiectul. Restaurantul, cum îi zice? V-V? Venta de Meco. Zilnic, minim 150 de porții, că într-o parcare. Dar cele mai frumoase evenimente românești cu soliști de marcă, cum ar fi? Guță. Ziceam Puiu Codreanu. Puiu Codreanu, Guță cântă între tiruri. Dar cântă și el. Nu, e băiat de nota 10, dacă da. Simideac? Simideac. Băiatul care ăsta are parcare 2000 care vor să facă sex, așa e sprâncenele. Nu? N-a văzut. Mi-a venit în minte ieri, mă, era de da de da de da, era de da de da de da, să cânt una. Patronajul artistic este asigurat de domnul Nicu, absolvent de școală muzicală în Alba, e albanez ca mine, semănăm, nu e așa? Te rog, după bar, Maricica? Maricica e de la noi din sat, din Venezuela. Maricica e de pe stădeal, din Venezuela de jos. Da, vorbea foarte bine românește, Maricica zâmbe. Așa. Dacă vezi că plângem, sună la 112. Că-i bai, să cure aici. Tu... Vorbea foarte bine, au venit de mult, are 2 săptămâni de când au venit. De ce râzi? Ești un tic rasist. Tot de-a noastră. Că e un tic mai neagră la obraz, dar ce are? Nu sunt rasist deloc, încă mă bucur. Uite, voi care sunteți emigranți și emigrați. Noi suntem la noi acasă, voi sunteți emigranți aici. Suntem peste tot acasă, porțile ni se deschid. Noi aici stăm, aici plătim. Aici plătiți dările? Da. Și unde suntem? Nu suntem acasă. Acasă. Voi sunteți în vizită. Noi suntem în vizită.
Îți bun și venezuelenii, în lipsă de colombieni și alți sportori. Nu poți să zici că e strălucită, dar e bună, e bun. Că lucră. România lucră? Da. Acesta a fost interviul nostru. Da, prin ce să te vin? De-aia nu vin la... Văzut unul. De-aia nu vin la spectacolele noastre din Spania, că lucră săraci. Da. S-am basit trabajo, nu? Da, trabajo. Ei de la căldură nu vin. Nu pe înțeleg glumele din cauza căldurii. Într-adevăr. Faci glume și în spaniolă sau numai în română țin glumele? Da, eu oricum vorbesc. Așa, eu nu știu ce eu nu vorbesc spaniolă. Eu știu ce vreau să le spun. Adică ei că înțeleg treaba. Am văzut că ți-a venit un client la un moment dat, ai vorbit cu el politeți în spaniol și du-te, mă, sau servus, mă, sau... Dar știi el ce vrea să... Că și el tot așa gândea, tu crezi ce crezi, mă, spaniolă? Da. Dar ne înțelegem bine. Veniți des în România? Cam o dată la an, la 2 ani. Am mă duce mai des, cam o... Urmează să vină și moștenitorul. Ăla-i, te sacurei pentru el. Ultima dată știu că ai fost să spui dinții. Trebuia să muși din cineva sau? Nu, păi da, am fost ca Nelson. N-au numai doi în față. Apropo de Nelson, și Nelson ți-a fost da, la fostul fost. Local da. Aici. Da. No, păi după Nelson, cu Majarul. Cu Majarul, da. Vărul Majarul. Vărul Majarul, da. Ce să fac? Am venit și noi. Și Moroșanu. Și Moroșanu. Atunci s-a bătut el. Dar nu la tine în pat. Nu, la mine numai cât o mâncat. Asta e secretul reușitului lui Moroșanu, că o mânca de nu mânca macaroanele femei, nu câștiga. Da? Dar de mai ținea o repriză? Și o repriză, 20 de secunde murea, îl bătea acela. Cum de el? Ca ciobanul. Bă, dar e tare, dă tare. De te prinde, îi bai. De știi ferii? Să nu fii în raza lui de acțiune. Păi el trebuie să-l obosești fugind. Dacă fugi după el rat, el obosești, ai câștigat. Ai câștigat. E bine, aici. E bine, nu. N-ai schimbat locul. N-ai venit să-ți faci afacerea asta în România. Pe la ce? Că voi acolo, cu oricâți bani mei, te mă furați într-o lună zi înapoi. Cu acest... Asta să nu tai. Nu, că voi ăștia cum? Tot filmați și taieți. Să cunea la ține, cum să tai? Că voi mă duc, eu te cat eu. Cu aceste cuvinte încurajatoare și pline de optimism... Să mor dacă nu greca popa de la noi. Ai niște vorbe așa dulci. Ai fost popă? Aș putea fi. Mica și-o dorit să mă fac popă. Și dacă îți spun, popă nu, dar predicator. Dar eu, femeia, nu mi-aș lăsa să-mi spovedești. Restaurant Maramureș, Alcala de Henares, 633. Voi ce numere de telefon aveți, mă? N-aveți Orange ca noi, sau? Avem, astea le-am cumpărat. Sună cineva să facă rezervare sau știu că aici între... Aici vin, nu sună nimeni, nu le răspundem. Un restaurant. Dacă omul e spaniolă și eu nu știu ce să-i răspund. Un restaurant atipic cu, nu zic patron, zic gazdă. Gazdă, că patronul... Gazdă. Aici în Spania, în Madrid, nimeni nu-i la coada vacii. Toți lucrează și trăiesc bine. Nu, trăim. Am de ce să te mințesc? Trăim. Dar totuși pot să te întreb și eu ceva, nu opri. Când nu opri, că eu... Dar de ce te interesează atâta cum trăi? Vrei să te mut în Spania? Păi, știi cum, nu-i mai sigur acolo, prea sigur în România. Suntem chiar acolo, lângă front. Vă, ce vă pasă? Ce vine? Oh, cabron, marincon, la botega, dar noi suntem acolo. Te tem de război. Mă tem. Dă-mi ceas, dă-mi palton. Dă-mi palton, harașo tovărășie. Nu, bine, începe, hai, dă-mi colo. Am găsit ceva de lucru. Doamna Carmen, îi dăm ceva de lucru. Lipesc afișe în parcare de tiruri. Că e din alt, nu-i trăie scară. Nu, că de-aia o să ți-l dea afișă. Nu, și eu mă apuc, am cântat aseara în chinuie saxofonul lui Ilie și cu domnul Nicola Clapă. Ce va atât om face? Numai război să nu fie. El te zice să oprești. Aici e ca și la aia. Ca și oprești la, când îți zic eu. Ca la muzică. Eu plătesc. Încă o dedicație pentru cameraman. Tu nu opri numai când îți zic eu, te-a luat pe el. Ești cu secură, nu? Nu joacă-te. Stă-te pe mine să mă scos cu păr. Bine. Ei, nu ies cu păr scoate albaște. Păr ai pe față, clet. Mă, nu. Eu am păr, l-ai repartizat prost. Am păi pe ce? Vă mulțumim mesaj și vă mai așteptăm la noi la restaurant, la Maramureș, la restaurantul Venta de Meco. Venta de Meco. Să facem ceva frumos și acolo. Te așteptăm. Vă mulțumim și vă mai așteptăm să veniți la noi. Ori acasă, ori în deplasare, Maramu fie cu noi. Du-ți să curea, du-ți să curea. Oprește.